În cadrul întâlnirii de astăzi, președintele Petrovici l-a informat pe înaltul oaspet european despre activitățile și eforturile pe care le întreprinde Consiliul Național în vederea păstrării identității naționale, culturale și confesionale. Noi, ca Consiliul Național, de fapt am cerut sprijin de la domnul Marinescu, fiind ca europarlamentar, de fapt, să apere și interesele noastre minoritare aici în Republica Serbia. Este foarte important ca Serbia să respecte drepturile minorităților naționale, iar eu, în calitate de deputat al Parlamentului Europei, voi ține cont de drepturile românilor de aici, a spus Marinescu. Știu și mă preocupă situația românilor din Serbia și o să mă preocupe în continuare. O să fac tot ce îmi stă mie în putință să fac, mai ales acum cu aceste negocieri. Vreau să vă spun că Uniunea Europeană ține foarte mult la aceste aspecte, la drepturile minorităților naționale, la respectarea drepturilor omului în general, dar mai ales la respectarea drepturilor minorităților. În cadrul vizitei la Novi Sad, Marinescu a avut și întrevederi cu premierul provincial Bojan Pajtić, respectiv primarul orașului Miloș Vučević. Redacția noastră a realizat în exclusivitate un interviu cu europarlamentarul Marian Marinescu, care va fi transmis în emisiunea Magazin TV și în blocul de program Bună seara, Voivodina!